ședință extraordinară din pește, decembrie 2016, proiect de hotărâre privind stabilirea de impozite și taxe locale pe anul 2017, la nivelul Comunei Crucea, județul Batoș. Proiect inițiat de Ștoc Petru. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarilor bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Crucea, atestat prin hotărârea Guvernului numărul 1347 din 2001. Anexa 24, cu modificările și completările ulterioare. Proiect inițiat de domnul Ștopel. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor terenuri situate în Comuna Crejda, județul Bacău. Proiect inițiat de Ștopel. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare. Proiect inițiat de proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcții, precum aparatul de specialitate a primarului Comunei Crejda, de sub Bacău, proiect inițiat de domnul Ștopetru. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului OAT, Consiliul Local Comuna Crejda, de sub Bacău, în adunarea generală Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare Bacău, să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finanțarea procedurii de licitații organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău, proiect inițiat de Petru Ștoc. Proiect de hotărâre aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, proiect inițiat din Ștopetru. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Crejda, județul Bacău, de anul 2016, proiect inițiat de Ștopetru. Diverse probleme, secretarul Comunei Crejda și compartimentul de secretarea de relații cu publicul din cadrul apărării de specialitate a primului Comunei de răspund la ducerea la îndeplinire și prevederea prezentei dispoziții. De asemenea, avem suplimentarea ordinei de zi cu un proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2017 la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, proiect inițiat de Ștoc Petru, și proiect de hotărâre privind primirea municipiului Onești în calitate de membru al Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIP, și modificarea actului constitutiv și a statutului acestui proiect inițiat de Ștoc Petru. Supunem la vot ordinea de zi pentru ziua. Cine este pentru? 15 voturi. Supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă sunt obiecții. Cine este pentru? Deci 15 voturi pentru. Și să luăm. Primul proiect se referă la impozitele și taxe. Ați avut la mapă documentația. Nu s-a schimbat nimic în legătură cu impozitele. Au rămas aceleași impozite ca de anul trecut. Singura modificare... avem vreo modificare? Eu am venit cu un referat în privința taxei de salubritate. În 2010 a stabilit deci, în 2010 un sistem, un plan de evoluție a taxelor tarifare din 2010, în care s-a stabilit cu contract cu ADIS-ul, inclusiv cu Consiliul Județean, că veți mări taxa anual, gradual, ca să populația să nu sufere bumul ăsta la preț. Dacă nu se mărește taxa, cum scrie în planul respectiv, aveți la mapă și hotărârea prin care s-a adoptat planul de tarif, inclusiv cum îl cheamă, hotărârea, adresele venite de către de la cei de la județ, ca să faceți rectificarea respectivă. Taxa pentru anul ăsta apare cu 3,87 de lei. Dacă se mărea taxa și anul trecut, și anii anteriori, așa, nu s-ar fi simțit la buget.
Acum, să spunem de la 3 la 4, o să fie cam un pic cam mute. Asta e. Trebuia să respectăm planul ăsta, nu o să respectăm. În decembrie anul viitor vom fi chemați, dacă nu vom respecta, să modificăm, să respectăm ceea ce am adoptat în 2010 în Consiliul Local situația, nu ne vor mai primi ca să depozităm deșeurile la, în celula 2. Pentru că aparține depozitul de deșeuri Consiliului Județean. Ei au semnat un contract cu Agenția de Mediu pentru proiectul ăsta european prin care au obținut fondurile și nu ne vor mai permite asta. Unde vom duce, chiar dacă avem contracte legat cu SOMA momentan, noi suntem o comună oarecum favorizată din prisma asta, pentru că am fost primele care am aderat la proiectul ăsta și oarecum ne păsuiește. Nu știu cât, e decizia dumneavoastră, la latitudinea dumneavoastră, dacă vreți să respectați sau nu treaba asta. Decizia va aparține. Mai mult de atât am vrut să spun. Știm cumva de ce nu s-a respectat calendarul acestei măriri? Dumneavoastră decideți, nu eu. Păi din 2010. Păi tot din motivul ăsta, ca să nu mărim taxa. Ați fost consilier, domnule. Ați fost consilier. Păi cum eu cu urmărăți iar să le înțelegeți? Ideea e că am putut să o mai favorizat oarecum. Nu accept. Și acum nu putem să vedem cum mai avem șansă. Și acum mărim. Ce mărim? Ați fost consilier, ați fost de față. O să ducem o cadă, avea toate astea în față, înseamnă că nu vreau să fie. O să 2010? În 2010 ați avut în fiecare, 2011, în fiecare an a venit ADIS-ul și v-a adus la cunoștință diferite documente. Ne conformăm legii. Decizia va aparține, da? Ne conformăm, dar totuși depășim și taxa din oraș. Taxa din oraș e 9 lei și 80 și ceva de bani. Da, uitați-vă, referat. Da, așa e. 9 lei și 61 de lei pe persoană. Pe lună. Va fi. La oraș. Da? Și aici va fi cât? 4 lei? 3 lei și 87 de bani. 4 lei. Problema este că noi trebuie să avem o campanie de conștientizare ca cetățenii să nu bage toate resturile vegetale, măturatul grăzii, să fie strict, o să ducem o campanie după anul nou, voi facem, o merge și vom verifica toate buberele și care, unde nu este gunoi, nu le punem în mașină, pur și simplu. O să facem, o să se supere cetățenii pe mine, dar o să diminuăm cantitatea și atunci prețul, chiar de un pic mai mare, oamenii vor plăti mai puțin. În funcție, deci noi plătim în funcție cantitatea care se duce. Și cum rezolvăm asta? Deci omul atunci ce se pune practic în pubelă? Deci noi menajez. Și rezultă din bucătărie. Din bucătărie și atunci de ce plătim banii ăștia așa mulți, că sunt destul de mulți? Păi tocmai de asta e motivul, că se umple pubelele cu materiale de construcție, cu frunze, cu toate de pe marginea șansei, de asta plătim. Chiar și cu gunoiul de la porc. Exact. Deci nu se mai poate duce tot. Și de asta plătim domnul consilier și dumneavoastră ar trebui să faceți tot la fel. Fiecare din noi să facem această mediatizare și să convingem oamenii ca să punem numai gunoiul care e din casă. Și pentru banii ăștia, câte kilograme de gunoi ar trebui să punem pe lume? Păi cât? Cât e pe kilogram? Nu-i pe kilogram? Cu cât ceas greutate? Plătim mai puțin la sacă. Bun, să facem o medie atunci și să spunem omului, omule, ai dreptul la 10 kg de gunoi în luna asta. Dar deci, crezi că omul înțelege? M-am dus la Sobușca, și ea să văd, ai pus 10 saci de frunze acolo, zice, nu că am numai 8 saci. Păi da, și eu înțeleg și faptul că unii nu au destul de frunze. Toate sunt o problemă, și creștine sunt o problemă. 1000 de familii? Da. Cum nu-i problemă? E foarte mare problemă la fiecare sută de grame din familie. În final, la ce preț ați spus? Tona de cantități? Nu o să aduce tona. Tona de gunoi nu s-o stabilește. La rampa Consiliului Județean a stabilit că va fi de la anul 54 de lei depozitarea. În consecință, sigur, vor veni și, cum îi cheamă,
se cheamă Soma, va veni către noi cu adresă să ne ștințeze că vrea să mărească și tonajul, plata tonei de gunoi, pentru că nu va permite Consiliul Județean, dacă nu intrăm noi și plătim suma asta către ADIS, surplusul de bani care rămâne în, în asta, nu ne va primi depozitarea și sigur va veni și Soma ca să-i mărim, să plătim mai mult tonajul. Momentan nu știu cât e, 150 de lei. E problema că noi normal ar trebui să plătim cât încasăm de la populație, atâta, să, atâta vom plăti facturile. În consecință, noi și la ora asta, noi acum ne legăm de o lege în care ne dă voie, nu știu cât o putea trage de ea, să mai punem din bugetul local, pentru că noi nu acoperim cheltuielile cu facturile din încasările de la populație, ceea ce nu este normal. Este un serviciu prestat către populație, cât încasez, atâta plătesc. Dar noi suntem în situația în care vom intra în litigii cu cei de la Soma, ne vom judeca și ne se va pune poprire pe contul, pentru că noi nu ne vom achita facturile. Bun, deci în cazul ăsta, noi, adică noi oameni... ce culegem de la populație, ce adunăm banii, deci îi dăm toți la ei, sau cum nu se vede. Păi, dar noi nu ne ajung. Pentru că e un serviciu care se prestează populației. Populația beneficiază de treaba asta. Deciziile, într-adevăr, le luați dumneavoastră. Asta spun, cum deci, plătiți, dacă scădem, cum plătim în funcție de tonaj, de ceva, dacă scădem, spunem oamenilor, deci nu mai pui 50 de kg, pui 20 de kg. Atunci nu ar trebui să ajungem să ieftinim, nu să scumpim. Din păcate, sistemul și actele care s-au semnat când s-au ales să se facă pe proiect european documentele toate, implică și mărirea graduală a taxei de salubritate peste tot în județ, nu numai la nivelul comunei Cleja. Reprezintă tot județul Bacău. Inclusiv municipiile, inclusiv... Ascultați-mă puțin, domnul Vasilian. La ora actuală, noi plătim 3 lei pe lună. Cetățenii din populația, din comuna Cleja, plătește 3 lei pe lună. Nu în funcție de, nu de tonaj, nu de așa. Dar noi, dacă nu ne încadrăm în tonajul, deci 3 lei ăștia, dar tot trebuie să plătești tona. Tu plătești 3 lei, dar de, în principiu, dacă nu ne încadrăm în 3 lei ăștia, o să trebuiască să plătim mai mult. Înțelegeți? Trebuie să, trebuie să mărim cota ca populația, nu o să plătească 3 lei, o să plătească 10, 20, 30, în funcție de, în funcție de cât cărăm. Și noi trebuie să conștientizăm populația ca să nu mai pună tot orice fel de gunoi acolo, ca să ne încadrăm în 3 lei ăștia sau 4 lei, dacă ne încadrăm mai bine, dacă nu trebuie să mărim prețurile. Eu aici vreau să reflect, domnul primar. Deci la om îi spui ca să reducă, da. Și tu îi mărești taxa. Păi da, dar... Taxa e mărită pe hârtie, dar el tot 3 lei plătește la ora actuală. Ia factura de curent, de ce o plătiți? Cei de la E.ON, să zicem, sau oricare altă firmă de energie electrică, ipotetic vorbim, pentru că facem asta. Fac o comparație, ca să înțelegem. E o taxă stabilită de către asociația din Bacău, pentru toate așa să ne ajute oarecum să diminueze, să nu plătim atâta de mult în comparație cu ceilalți. Că dacă ne raportăm la tonajul pe care îl ducem noi, o să plătim dublu față de ceea ce iasă. Așa ne ajută că se dispersează valoarea taxei la tot județul, toate comunele, toate partea rurală. Majorarea taxelor, în momentul când am hotărât să intrăm în ADIS, și mai ales că suntem comuna care a fondat treaba asta. Primele două de comune au fondat ADIS-ul. Deci nu putem să ne dăm înlături din toată treaba asta. Asta a fost înainte de aderare, deci, preaderare. Suntem ca o cooperație. Din 2007 s-a întâmplat treaba asta. Plătește tu ce știi care cătrea și plătim toți la grămadă. Păi da, dacă nu ești în ADIS, nu poți nici să aprendi să faci serviciul ăsta de salubritate. Că nu-ți dă voie să faci singur, nu-ți poți gestiona singur să ai o rampă. N-ai cum, nu există... Exact. Deci suntem mai multe lucrurile. Deci 387, da? Deci de consilier. Supunem la vot. Cine este? 387. Deci de impozite și taxe. Da. Da. Deci, nu se poate rotunde 390 sau când? Așa, dar așa este. Așa este. Ascultă, rog. Dar domnul, 387. 4 lei. Nu se poate negoci.
Deci, haideți să rătorcim suma la 4 lei. Avem 3 ori de 7. Nu poți lucra cu bănuții, știi? O să, sigur că se va scumpi, dar încă o dată, va trebui să lucrăm la conștientizarea populației ca să nu eliminăm cantitatea. Aici e doar. Dumneavoastră a spus că o să luați un cântar și o să mergeți să cântăriți bunuri. Da, da, eu așa am vrut. Vreau două sau trei luni. Deci să găsim soluții și să fie și legală, știi? Nu, vom vorbi cu cei care vreau să luați. Cine ne-ar putea să cântăm? Nu, dar o să fie discuții, pentru că sunt unii care se duc numai cu domnul afară, sunt alții care se mai duc. În 2008 era făcut contractul pe un leu. Un leu de persoană. Ba, da, și când m-am dus de 3 luni de zile, am umblat cu mașina de, de gunoi și mă duceam și cântăream. O trebuie să facem 3 lei. De la un leu la 3 lei. Toată e așa. Atâta să ajungem și acum. Bun, și acum, să spunem, poate ar fi, dar și lumea nu o să înțeleagă niciodată. E un sistem într-adevăr nebulos, n-ai cum să... Dar lumea o să facă gălăgie, că o să-ți spun. Și sunt domn consilier, sunt domn consilier care în 2008, când eu am adoptat acest fel de scumpiri și așa, n-au fost de acord. Am crezut că sunt și de față. Trebuie să fim înțelegători, nu? Că nu ai în corp. Asta e sistemul, doar că nu putem să mergem mai departe. Dar anul o să fie și mai greu de înțeles. Mai complicat. Și taxa asta nu e numai la nivel de județul Bacău. E nivelul de toată țara se discută în aceeași format. Merge peste tot, pentru contractul este standard. Uniunea Europeană, de ceva care nu se poate obligate să facă treaba asta. Să, deci, sunteți de acord pentru 4 lei? Da. În fie 3,87. 4 lei și... Deci, proiectul de hotărâri la vot, proiectul de impozit și taxe. Cine este pentru? Deci, pentru 4 lei, proiectul de hotărâre privind impozitele să treacă cum este, se modifică articolul în care 3,87 și să fie 4 lei. E bine așa. Deci, pentru asta a fost. Deci, hotărârea de impozit și taxe. 15 voturi pentru, da. Modificat articolul 23 din... Pentru 2017. Pe 2017, în sensul că se pune în loc de 3 lei, cum a fost depus la MAPU proiectul de hotărâre, pe 4 lei, da? Deci 15 voturi pentru. Da? Da. Următorul punct este proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Clejea. Atestat prin hotărârea Guvernului numărul 1347 din 2001, anexa numărul 24 cu modificările și completările ulterioare. Cred că Lenuța ar fi în măsură să ne explice câte ceva, deci ați avut. Nu mai a avut o modificare la inventarul domeniului public, în sensul că au fost introduse niște bunuri în speță drumuri, care urmează să fie modernizate. Între timp s-a putut face măsurătoare pe aceste drumuri, pe segmentele care vor fi modernizate și acum știm cu exactitate suprafața care urmează a fi modernizată și în consecință trebuie introdusă în inventar suprafața respectivă, cu metri pătrați. Deci, zic că e o modificare spre binele comunității, o să mai vină și alte modificări. Și am să vă rog să fiți de acord cu el. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Deci, 15 voturi pentru, da? Da. Mai avem un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire unor terene situate în Comuna Clejea, județul Bacău. Da. Tot doamna care răspunde de domeniul public și privat, în persoana mea, e vorba de două terenuri care au fost date în concesiune domnului Iștoc Valentin, da, care a construit pe aceste terenuri și acum trebuie să intabuleze construcțiile. Pentru a putea intabula construcțiile, aceste terenuri trebuie să fie alipite. Deci rămân în proprietatea comunei, da? Nu se schimbă forma de proprietate,
Noi trebuie să fim de acord doar că aceste terenuri să fie alipite. Știți ce înseamnă dezmembrare, alipire, da? Deci ele au fost atribuite separat acestui cetățean. Acum trebuie să facă o alipire a lor, ca să poată intabula construcțiile înființate de aceste terenuri. Forma de proprietate se menține, rămânea noastră, rămâne tot în concesiune la domnul Ștefanetti, doar la oficiul de cadastru e nevoie de o hotărâre de Consiliul Local să aprobe această alipire. Ca și o dezmembrare și o alipire trebuie să aprobate de Consiliul Local pentru terenul este proprietatea comună. Care sunt aceste terenuri? Terenurile pe care a construit domnul Ștob Valentin la școala Alexandrina, da, și-a construit magazinul și o anexă gospodărească în spate, au fost date de dumneavoastră în concesiune acestui cetățean. Da? Deci, nu, Consiliul Local, Consiliul Local, da, ca să nu numim așa, de față, Consiliul Local de la acea vreme. Aceste terenuri rămân în proprietatea primăriei și este important să fie o bucată, să nu mai fie două bucăți, să fie una. Erai consilier, domnul Bodeu. Da, nu mai. Da, poate ala, poate ala. Da, eu le-am plătește impozit pe cuvântul ăla. El, practic, trebuie să vorba de un abuneze. 250 de metri. Da. La casa, ambele. Da. Ideea e că nu ne defavorizează în niciun fel ca și comună. Deci nu ne da, în continuare va plăti taxa de concesiune pe aceste terenuri. Dacă nu știu pe 49. Nu știu, pe 49 de ani. Supunem la vot. Da. Cine este pentru? 9. 15 voturi pentru? 15. Mulțumesc! Dar aveți un motiv pentru abținere? Nu, pur și simplu vreau să mă abțin, că văd că dacă tu să pune o întrebare, toată lumea se supără. Nu, chiar vă rog, chiar vă rog, dacă aveți vreo nelămurire, domnul consilier, spuneți. Dar nu e vorba de supără, e vorba că aducem și noi argumente la ceea ce întreba dumneavoastră. Păi asta e un dialog, nu e o supărare. Da, poate da. Mai ne predică. Eu consider că m-am făcut înțeleasă, dacă vă spun. Dar eu am vrut să întreb unde sunt acele, nu știa cum e. Oftim, domnul consilier, zice că am fost și eu. Tu țin minte, 10 ani, 11. Deci, în ce mă privește, v-am răspuns. Domnul consilier. Dar ce-am hotărât? Ce am ți-o dat? N-aș putea să vă spun, domnul consilier, pentru că acolo n-ar fi putea începe. Eu eram aici și eu știu că n-am aprobat, știu că și știu și am fost și am tras dunga acolo, cu zice, știu. Într-adevăr, nu aia, dacă nu vii schimba ceva acolo, dar... Ideea e ce am început acum, nu dezavantajează. Preță, dacă e legal, trecem mai departe. Da. Vă mulțumesc, de ce scuze. Da. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare. Canalizare care nu e cazul la noi. Avem. Dacă... Aveți întrebări în prisma asta în sensul că taxa a fost anul trecut de 3 lei și 78 de lei și se reduce costul pentru că nu se va mai plăti TVA-ul de... S-a redus TVA-ul, s-a redus TVA-ul de la 20 lei. Iar unul nu conține... Da, mă rog, de cum vreau, dar... 3,47, deci de la... 3,47 cade la 3,47. Asta e un lucru bun. Deci sunteți de acord? Fără TVA. Sunt diferența cu la cunoaște. Să punem la vot. Cine este pentru? Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei de județul Bacău. Aici s-a oferit domnul Șarac.
Deci n-au fost suferite modificări, așa, decât în sensul că au plecat doamna de la caserie și agentul agricol, domnul Farcaș și domnul Paulina. S-a organizat concurs, a venit doamna Farcaș Adriana și la Registrul Agricol persoana care a venit în locul Farcaș Cătălin. Organigrama este de 41 de posturi din 2014, a rămas aceeași și se pare că și în 2017 tot același număr de personal. Dacă aveți... fără asistența socială. Deci persoanele au rămas aceleași, au plecat două, au venit două. Nu uitați la mapă, documentația, cum vreau. Supunem la vot. Cine este pentru? Ce este pentru? De sub Bacău, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finanțarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de derulare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Întrebări în privința asta, dacă aveți. Se modifică niște clauze în contractul pe care s-a semnat cu Ministerul Mediului. Consiliul Județean trebuie să aducă rectificările de rigoare. Unele articole se modifică. Una trebuie să reprezinte domnul primar, nominalizat în cazul ăsta, și să decidă în privința contractelor care intră în derulare pentru delegarea gestiunii de serviciu de salubritate pentru cele 22 de comune care sunt aparte față de celelalte care deja au suferit modificări, au prestare de servicii în baza ADIS-ului. Noi suntem încă excluși de asta pentru că am fost pe un proiect preaderare și acum intrăm în post mediu care e actual. Discuții? Supunem la vot? Cine este pentru? 15 voturi pentru, da? 15 voturi, rămân așa. 15. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Valentina, da. Contractul care este în derulare, care s-a semnat, nu suferă modificări, adică tot pentru astea 22 de comune trebuie adăugat clauză specială pentru că ne permite momentan ca să mergem cu furnizorul pe care firma care colectează în continuare. Și nu intervine nicio modificare până se stabilește cine va prelua contractul în sine pe fondul de mediu, pe fondurile europene.
E în derulare, licitația tot la fel și când nu se câștigă licitația, atunci probabil că vom schimba firma care colectează deșeurile pe nivel de zonă. Sunt clauze speciale, vedeți acolo așa în mapă, aveți exact punctual ce reprezintă și mai facem și nu vă... Nu avem nicio modificare astăzi. Deocamdată, soma are cele mai mici prețuri. Dacă se termină contractul și câștigă o altă firmă licitația, nu se știe unde vom sta. Romplest, nu, Romplest are prețurile cele mai mari. Acum să vedem. Cum o fiu, am discutat care când s-a făcut licitația data trecută, pur și simplu soma nu a îndeplinit condițiile de eligibilitate. A venit cu o firmă italiană, am înțeles, care nu și-a dovedit că este eligibilă, a fost o condiție și a fost eliminată și atunci Romplestul a venit cu prețurile care și-au dorit, ca să spun așa. Și din cauza asta, noi avem noroc cu soma. Va fi o altă licitație și atunci vom vedea, într-adevăr, cum stau prețurile. Deocamdată avem prețurile cele mai mici. Dar problema e că s-a licitat, li s-au impus, trebuie să aibă utilaje noi, trebuie să aibă... Normal că Rompres trebuie să mărească tariful, pentru că omul trebuie să scoată cheltuia că și-a cumpărat utilaje noi. Nu dădea voie să vină cu utilaje vechi, mari, cu soma, de exemplu. Aici vor și condiții criteriile de... Da, criteriile. Aici... Felicitați-o leagă și vechea conducerii, că văzăți descumpire și ne au zis că de ce, din cauza cui nu s-au ridicat prețurile. Acum nu mai ziceți nimic, domnul Savo? Da, eu știu că nu eram în 2010. Nu eram aici în 2010. Nu aveam ce cum să... Deci vedem numai ce e rău. N-am văzut ce e rău. Am pus o întrebare. De ce nu s-a ținut calendar? Adică era rău că nu s-au mărit prețurile sau cum? Da. Trebuie de 2010 și până acum, părea că de două... Că de doi bănuți la fiecare. Da, la fiecare. Și nu se bagă la seama. Da, dacă am putut o menține. Da, am menținut o mărit. Dar acum avem o mărire și... Nu, nu avem nicio mărire. Bun, haideți să puneți supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Deci 5-10 voturi pentru, da? Avem proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Cleja pe anul 2016. Dacă sunt probleme, de fapt, dacă sunt întrebări. Domnul primar, sunteți mult de președinte de ședință. Nu mai trebuie să alegem. Nu mai trebuie să alegem. Nu mai trebuie să alegem. Deci, proiectele sunt inițiate de primarii Ștocheti. Deci, și eu trebuie să le pun în... să vi le prezint. Deci, nu președinte. Ca să înțeleg. De ce să mai ala ceva al lui? De ce rost de ceva? Politică. Politică. Domnul Iacu. Deci, domnul președintele supune la vot, dar cel care inițiază prezintă proiectele de hotărâre. Și din cauza asta. Păi, dar supunere de păsta la președinte? Nu știu mai când o să fie. Voi, cine este pentru? Areați, Alina. Da. Deci avem... În spate aveți atașat la referatul meu, aveți adresa Consiliului Județean în care ne virează niște bani și adresa ANAF în care ne ia de la asistență personal 10.000 de lei. Avem anexa în care am primit banii de la încălzire și eu i-am distribuit. Deci banii de la Consiliul Județean m-am dus și i-am dus la drumul pentru că, cum vedeți în adresa de la Consiliul Județean, spune așa. Sumele alocate de Consiliul Județean pentru om vor fi pentru achitarea arieratelor, nu este cazul la noi, pentru rambursarea ratelor de împrumut, pentru susținerea programului de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectului de infrastructură. Deci ei merg pentru infrastructură în principiu. Eu i-am pus la drumuri, vom vedea la anul la ce repartizăm să-i punem, că nu avem timp să-i cheltuim acum. Domnul consilier. Banii la încălzirii sunt banii la încălzirii. Am luat 10 la... Trebuie să punem noi din bugetul local la asistenții personali. Avem obligația să punem minim 10% pentru plata salariilor. Mai sunt două. Întrebări dacă aveți.
punem la vot. Cine este pentru? 15 voturi pentru? Da? Continuați, domnul primar. Continuați. Deci, următorul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2017 la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Dacă sunt... Deci avem cotizația la asta este 2500, dacă e aceeași cotizație ca și anul trecut. Cred că nu avem prea mult de discutat și supunem la urmă multe și. Cine este pentru? Cine ești pentru vot? Da. Deci, avem un proiect de hotărâre privind primirea municipiului Onești în calitate de membru al Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău la RIM și modificarea actului constitutiv și a statutului acestuia. Cred că la municipiul Onești, vechiul furnizor de apă n-a făcut față, cred că, și acum cred că actuala conducere trebuie să facă parte din ADIM. Pentru acest lucru, noi ca și fiind membrii în asociații, trebuie să aprobăm intrarea și ori municipiul Onești în ADIM. Dacă sunteți de acord, cred că problemele nu-i afectează nici noi. Da. Cine este pentru? Da. Cine este pentru? Cine este pentru? Legiu Vigel. Dacă mai sunt probleme la diverse, dacă aveți întrebări. Augustine, ce ai să faci tu dacă la noapte ai să spui cine este pentru? Domnul președinte, dacă nu mai sunt la urmă, vreau să spun și eu ceva. Spuneți că... Da, eu am televiziune exclusivă, vă mulțumim foarte mult pentru transparența decizională și vă dorim dumneavoastră, domnilor consilieri, domnule primar, funcționar ai primăriei, multă sănătate, putere de muncă și ne bucurăm și vă asigurăm că 4 ani de zile vom fi prezenți aici la dumneavoastră. Încă o dată precizez că vom păstra echidistanța așa cum este firesc pentru presă, nu ținem cu niciun partid ca să fie clare lucrurile de la bun început, nu am fost chemați de nimeni, noi doar filmăm aceste ședințe pentru că intră într-un grafic de promovare a județului Bacău. Vreau să vă spun că am primit mesaje de la cei plecați de aici din Cleja străinătate și au fost încântați să vadă cum lucrați, așadar să știți că e în beneficiul tuturor prezența noastră. Vă mulțumim la mulți ani tuturor! Mulțumesc! Declară că ești închisă? Da. Da. Sunt reunite.